De când m-am pomenit și am venit de la țară, a avut gard până la stricat ei. Cine l-a stricat? Care a fost la... Așa nu s-o spun. Eu i-am spus de atâtea ori și nu m-a înțeles. Acum mi se pare că a fugit și femeia de la lumânări, nu mai vinde, că mi-a zis cineva, n-am văzut și nu pot să zic. Și așa că e de bine conducerea. De ce a fugit? Da. Nu știu. Asta nu pot să o știu. Și chiar dacă și nu spun. Am văzut băbuțe care beau. Consumă alcool. Băieții mai mari, în jur de 15-18 ani, consumă droguri, am înțeles, de aceea au pus și camere și multă mizerie. Cred că de mult timp, de asta au luat și hotărârea. Pentru că se strică, erau niște băieți săptămâna trecută și aruncau o pietre. Nu știu dacă e chiar necesar să mai cheltuiască niște bani în loc să ajute un om mai sărăcuț, așa. Asta e părerea mea. A fost când l-a stricat, că eu am fost de atâția ani la biserică și am avut și servici. Și când a vrut să strice gardul, m-a întrebat, că eu eram cea mai vechi. Și am zis, nu stricați gardul. E dar o marceau să arză două, ieri trei, și copiii sare și joacă mingea și face și drege. S-a uitat unul la altul, unul și că facem ce vrem. Faceți, dar să veniți la mine să vă dau când s-o termina. Să strângeți bani de la lume, le spui să nu dea nimeni un leu, să ducă la Marcel. Pentru că ei le-am zis, nu stricați gardul, că rămâne de râs